Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă propun un nou episod din serialul Din Secretele Istoriei. De la Scorilo la Decebal, primele războaie daco-romane. După un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. În general despre Scorilo se cunosc puține lucruri. Unii istorici l-au considerat un sclav al regelui dac, alții drept tatălui Decebal, iar alții drept o pură ficțiune, doar o legendă. Iar despre războaiele dacilor cu romanii sunt amintite doar trei, unul cu Domiclițian și două cu Traian. Asupra acestor informații necunoscute marelui public, ne vom opri în ceea ce urmează și în special vom insista pe controversa Scorilo, dar și pe prima luptă de la Turnul Roșu. La început a fost legenda. Mulți dintre etnografi și istorici cred că Scorilo nu ar fi fost altcineva decât un personaj de legendă, cunoscut în tradiția populară ca împăratul Zorila. Se spune că trei frați împărați, purtătorii ai conacelor din noapte, Murgilă, de cu seară, Miază noapte și Zorilă, de către ziua, ar fi fost niște uriași înfricoșători care puteau pricinui multe răutăți oamenilor. Ei mergeau unul în spatele celuilalt, de la răsărit la apus, așa cum merge și noaptea. Dacă un voinic îndrăzneț se grăbește, miază noapte poate fi ajuns din urmă și folosit la ceea ce are el nevoie. Când unele nopți ni se par mai lungi, înseamnă că miază noapte este oprit din drum pentru a fi pus la treabă de vreun voinic, ca în povestioara următoare. Un om lasă cu limbă de moarte celor trei fii ai săi să-i facă la mormânt un foc din 99 de care de lemne și 99 de care de paie. După ce muri, fiii săi, negăsind foc nicăieri, au zărit flăcări pe un vârf de munte. Crâncu, cel mai mic dintre ei, porni repede într-acolo. În drum legă pe de cu seară, apoi pe miază noapte și de către ziua. Când a ajuns la foc, cei șapte uriași care îl păzeau i-au promis că-i dau tăciuni aprinși dacă le va aduce fetele lui Verde Împărat. Crâncu, ajutat de cu seară, miază noapte și de către ziua, omorâ uriașii, intră la fetele împăratului și i-a luat inelul celei mici. După ce îi dezlegă pe de cu seară, miază noapte și de către ziua ca să poată măsura timpul, a luat un tăciune și s-a întors să aprindă focul. Dar cum se știe, lipsa de informații referitoare la orice temă lasă loc imaginarului. Și așa s-a ajuns la identificarea legendarului uriaș Zorilă cu personajul istoric Scorilo. O inscripție controversată. Una dintre cele mai controversate inscripții din istoria romanilor o reprezintă textul Decebalus per Scorilo, aflată pe un vas descoperit în munții Orăștiei, la grădiștea Muncelului. Prin forma sa conică, dimensiunii datorită orificiilor practicate în două grupuri de câte două sub buza îngroșată, vasul este un unicat în ceramica dacică. Sub buză, înainte de ardere, au fost imprimate de patru ori câte două ștampile. Prima conține într-un cartuș dreptunghiular cuvântul Decebalus, iar într-o casetă similară cuvintele Per Scorilo. Din cele patru ștampile s-au păstrat întregi doar două, iar din a treia doar prima parte, Decebalus. Odată cu publicarea fotografiei vasului, au apărut și primele interpretări. Astfel, istoricul și arheologul Constantin Daicoviciu, cel care a condus primele săpături sistematice în anul 1954 și care a găsit mai multe fragmente din vas, a propus traducerea textului în limba dacă prin Decebal, fiul lui Scorilo. Numele de Decebal era clar, iar numele de Scorilo apare menționat în getica lui Iordanes, dar ortografiat Corilus. Mai apare și în stratagemele lui Frontinus, sub forma de Scorilus. O altă interpretare dată inscripției a fost Decebal prin Scorilo. I.I. Rusu, cel mai mare specialist român în limba traco-dacă, a considerat că Decebalus este un nominativ latin clar, iar cuvântul per poate fi prepoziția latină per, care se traduce prin sau pentru. Astfel, Decebalus, poate chiar regele, ar fi proprietarul atelierului,
iar Scorilo Olarul. După Adrian Bucurescu, autorul Daciei Secrete, traducerea corectă este creat pentru casa lui Decebal. Scorilo semnificând în limba dacă creat, scris împodobit, iar particula us din primul cuvânt se traduce prin casă. Altă tălmăcire ar fi Decebal este cel ce controlează puterile lui Scorilo. Cotiso, Cosoni și primul război cu romanii. Fiind situat în apropierea munților Orăștiei, nucleul puterii dacice, Banatul, a făcut parte din regatul lui Burebista. Imediat după asasinarea acestuia, în 44 înaintea erei noastre, puterea în Banat a fost preluată de regele Cotiso, care în mod sigur a fost unul dintre principalii complotiști alături de Deceneu împotriva lui Burebista. Despre Cotiso vorbește autorul antic Florus, care scria printre altele că dacii stau aninați de munți, dar și că de acolo, sub conducerea regelui Cotiso, de câte ori Dunărea înghețată lega cele două maluri, obișnuiau să năvălească și să devasteze ținuturile vecine. După ce Octavianus Augustus a învins în războaiele civile din Roma, el a înfrânt și pe regele dac Cotiso, în ceea ce se poate numi primul război daco-roman. Într-o odă din anul 28 înaintea erei noastre, poetul Horațiu îl sfătuia pe mecena să nu mai fie frământat de grija Romei, căci armata lui Cotiso a pierit. Tot despre implicarea lui Cotiso în războaiele civile romane, istoricul Suetoniu scria în biografia lui Augustus că acesta era acuzat de adversarul său, Antonius, că plănuia să se înrudească cu căpetenia dacică Cotiso și că acesta ar fi urmat să se căsătorească cu Iulia, fiica lui Augustus, iar viitorul împărat să o ia de soție pe fiica lui Cotiso. Aceste informații ne arată că rolul lui Cotiso în războiul civil nu era de neglijat. În unele manuscrise ale lucrării lui Suetoniu, numele lui Cotiso apărea sub forma Coson, existând prin urmare supoziția că era vorba despre una și aceeași persoană. Într-adevăr, pe lângă asemănarea numelor, Cotiso și Coson, par a fi trăit în aceeași perioadă și a fi luat parte la aceleași evenimente. Imediat după asasinarea lui Cezar și a lui Burebista, Coson Cotiso intrase în legătură cu Marcus Brutus, care se pregătea în Macedonia pentru lupta cu triumvirii Octavianus, Antonius și Lepidus. Pentru ajutorul primit de la el, Brutus l-a răsplătit cu vestitele monede de aur, cunoscute acum sub denumirea de Cosoni. Pe monede apărea numele regelui dac, însă cu figurația luată de pe cele ale generalului roman. Brutus a fost însă învins de Filipii, unde s-a și sinucis. Apoi Cotiso s-a aliat cu Octavianus, cu care avea să ajungă apoi în relații suficient de bune, încât prin 32-31 înaintea erei noastre, circulau zvonuri despre eventuala lor încrucișare. Regele războinic Scorilo. Unul dintre urmașii lui Cotiso a fost și nepotul său, Scorilo, regele care a condus Dacia între anii 28 și 68 era noastră, și despre care se spune fie că a fost tatăl, fie că a fost unchiul regelui Decebal. Conform tradiției păstrate în zonă până astăzi, regele Corilus Scorilo ar fi fost originar din Banat, mai precis de pe Valea Bistrei. Domnia lui Scorilo, conform lui Iordanes, a avut loc în perioada 28-68 era noastră. Istoricul Iordanes îl consideră pe Scorilo ca fiind un get romanizat, originar din Moesia, și despre care crede că a condus timp de 40 de ani popoarele din Dacia între anii 28 și 68. Potrivit aceluiași istoric, regele Scorilo a murit de bătrânețe în anul 85 și i-a urmat la tron fratele său Duras sau Diurpaneus, așa fiind regula succesiunii la vremea aceea, deși regele decedat lăsa în urma sa doi fii, pe Decebal și Diegis, dar și o fică. Acest nou rege, Duras, a rămas pe tron doar 2 ani, până în anul 87, când i-a cedat locul nepotului său, Decebal.
De menționat faptul că numele adevărat al acestuia era de fapt Diurpaneu și nu Decebal. Acesta fiind de fapt un supranume care în graiul autohton însemna cel curajos sau cel viteaz. Regele Scorilo a reușit să reunească triburile dacilor, triburi dezbinate după uciderea lui Burebista. Despre oștenii lui Scorilo, scriitorul antic Dio Coccianus afirma: acolo, la ei, la geți, puteai să vezi peste tot săbii, platoșe, lănci, peste tot cai, peste tot arme, peste tot oameni înarmați. O altă sursă antică, Lucian din Somosate, spunea că geții sunt mai înțelepți decât aproape toți barbarii și mai asemuiți cu romanii. De câte ori am privit țara geților, i-am văzut războindu-se. Sub conducerea celor doi frați, Scorilo și Duras, tradiționalele atacuri ale dacilor la sud de Dunăre au continuat. În timpul lui Scorilo, dacii voiau să atace Imperiul Roman, sfâșiat de războaiele civile de după moartea împăratului Octavianus. Dar Scorilo s-a opus și i-a oprit, convingându-i atât prin fapte cât și prin vorbe că greșesc. În prezența poporului, el a pus doi câini, ce reprezentau cele două tabere romane aflate în război civil, să se lupte. Apoi le-a arătat un lup care îi simboliza pe daci. Câinii au renunțat în a se lupta între ei și l-au atacat pe lup. Astfel a reușit să demonstreze dacilor că dacă ei vor ataca pe romani, aceștia vor înceta să se războiască între ei și mai mult se vor uni împotriva dușmanului din afară. Dar Scorilo știa că va fi cu siguranță un conflict dur cu romanii. Astfel și-a căutat aliați printre dacii liberi costoboci, dar și prin triburile sarmaților. În același timp și-a întâlnit oastea primind în rândurile ei pe mulți soldați romani care fugeau din imperiu și se puneau în slujba dacilor. Scorilo face și două incursiuni majore, una în Panonia și alta dincolo de Dunăre, zdrobind câteva avamposturi romane pe care regele dac le considera ca unități pregătitoare de invazie. După moartea lui, pe tronul Daciei a venit pentru 2 ani fratele său Duras, dar care a renunțat în favoarea nepotului său Diurpaneus, poreclit mai târziu Decebal. Atât Scorilo cât și fratele său Duras erau conștienți de intențiile noului împărat roman Domitian de a cuceri Dacia, așa că l-au pregătit din timp pe fiul și nepotul lor Diurpaneus să preia puterea în fruntea unei oști bine pregătite și destul de numeroase. Înfrângerea zdrobitoare a armatei romane. La 131 de ani de la moartea regelui Burebista, întemeietorul regatului dac, a urmat pe tron fiul lui Scorilo, regele Decebal. În acel moment, interesul manifestat de Imperiul Roman pentru cucerirea Daciei creștea, mai ales că romanii erau sătui de amestecul dacilor în războaiele lor interne, dar și de incursiunile acestora în Moesia și Panonia. Deja înainte de a se urca pe tron, în anul 85, Decebal, în calitate de comandant de armată, a pustiit și jefuit malurile sudice ale Dunării, care erau de mai multă vreme în stăpânirea romanilor. Atunci, guvernatorul Moesiei, Opius Sabinus, a strâns o armată și a pornit o campanie de pedepsire a dacilor. Însă Decebal i-a învins pe romani și chiar l-a decapitat pe comandantul acestora. La Roma s-a produs mare neliniște și spaimă, deoarece mulțimea se temea că dușmanul învingător va pătrunde în interiorul imperiului și va devasta totul. Pericolul dacic era în viziunea romanilor cel puțin la fel de mare ca și cel germanic. Din această cauză, împăratul Domitian a fost nevoit să treacă cu întreaga sa armată în Iliria și Moesia, după care l-a trimis pe cel mai bun general Cornelius Fuscus, comandantul gărzii pretoriene, să treacă Dunărea în anul 87. Sub amenințarea invaziei, dacii s-au pregătit de luptă și încă de la prima confruntare au reușit să obțină o mare victorie. Din puținele informații latine, se presupune că lupta decisivă s-a dat în zona Turnu Roșu, în defileul Oltului. Decebal a izbutit să dea o lovitură nimicitoare legiunilor romane conduse de Fuscus, care și-a găsit și el sfârșitul în această luptă.
Se spune că Imperiul a pierdut atunci în Dacia o întreagă armată de câteva legiuni, plus trupele auxiliare însoțitoare. Prizonierii, trofeele, stindardele legiunilor și ale gărzii pretoriene au fost duse de daci în munții Orăștiei. A fost o mare umilință pentru romani ca garda pretoriană imperială, garda împăratului Romei, să-și piardă stindardul pe câmpul de luptă. Conform obiceiului, ea ar fi trebuit atunci desființată. În urma acestei victorii, fiul lui Scorilo, Diurpaneus, a primit și numele cunoscut astăzi în istorie de Decebal, care înseamnă cel viteaz. Istoricul roman Tacit, în lucrarea despre socrul său, Agricola, face aluzie la invadarea Moesiei de către daci în iarna 85-86, atunci când C. Opius Sabinus, guvernatorul acestei provincii, a fost ucis și de asemenea la înfrângerea generalului Cornelius Fuscus, prefectul pretoriului, ucis și el în anul 87, pierzând mare parte din armată și stindardele legiunilor. Aceasta este și una din primele menționări ale Daciei. Iată! Într-adevăr, a urmat în stat împrejurări care nu permiteau ca numele lui Agricola să fie trecut sub tăcere. Atâtea armate pierdute în Moesia, Dacia, Germania și Panonia, prin îndrăzneala nebunească sau lașitatea comandanților, atâția militari de valoare învinși și făcuți prizonieri cu cohorte întregi, încât acum nu se mai punea în discuție hotarul Imperiului și un mal, ci taberele de iarnă ale legiunilor și stăpânirea provinciilor noastre, scria Tacit. După acest eșec al armatei romane, împăratul Domitian a atacat din nou regatul lui Decebal, trimițându-l în anul 88 pe generalul Tetius Iulianus, care, trecând din nou Dunărea și pătrunzând în Dacia prin Banat, s-a confruntat cu armata dacă la Tape. De această dată, victoria a fost de partea romanilor. Totuși, Tetius Iulianus nu a reușit să-și exploateze victoria. Decebal și-a retras armata în ordine, dovedind istețime în a crea obstacole în calea urmăritorilor, împiedicându-i să continue intrarea în interiorul Daciei. Diocasius scria: Decebal se temu ca romanii victorioși să nu pornească spre capitala lui. De aceea tăie copacii din preajma lor, la o oarecare înălțime, și puse arme pe trunchiuri, pentru ca dușmanii să creadă că sunt soldați și să se retragă înspăimântați, ceea ce s-a și întâmplat. Decebal pierde războiul, dar câștigă pacea. Cu toată victoria repurtată din cauza dificultăților întâmpinate de armatele imperiale romane la Dunărea de Mijloc, în lupta cu triburile germanice, și ca să pară totuși un învingător în ochii Romei, împăratul Domitian a preferat să plătească pacea cu dacii, intenționând să transforme Dacia într-un regat clientelar aliat. Astfel, în anul 89, Decebal a încheiat o pace avantajoasă, în urma căreia regatul dac primea însemnate sume de bani, meșteri constructori și instructori militari. Iată textul rămas de la Diocasius privind aranjamentul lui Domitian. Învins și pus pe fugă de marcomani, Domitian a pornit grabnic o solie la Decebal, regele dacilor, îndemnându-l să încheie un tratat pe care el, Domitian, îl refuzase mai înainte, deși regele îl ceruse adesea. Decebal primi propunerea de pace, căci era la mare strâmtoare, dar nu a vrut să vină el însuși să stea de vorbă cu Domitian, ci l-a trimis pe Diegis, împreună cu câțiva bărbați, ca să-i predea armele și câțiva prizonieri, sub cuvânt că i-ar avea numai pe aceștia. După sosirea acestuia, Domitian puse lui Diegis o diademă pe cap, ca și cum ar fi fost un adevărat învingător și omul în stare să dea un rege dacilor, iar soldaților lui le împărți onoruri și bani. Ca un biruitor, trimise la Roma, între altele, niște așa ziși soliai lui Decebal și o pretinsă scrisoare de acestuia despre care se spune că ar fi plăsmuit-o el. Abia după 13 ani, împăratul Traian va spăla rușinea lui Domitian și armatei romane, învingându-l pe Decebal în cadrul primului război dacoroman din 101-102.
Dragi prieteni, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru materialul trimis și vouă pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Până data viitoare, vă dorim numai bine, pe curând!